Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La serviciul permise și înmatriculări din Timiș a apărut ieri un afișuleț la intrare, căruia aș vrea să-i dau citire. Atenție. E un A4, așa. Da, este un A4, scris cu, cred că este font 36. Dar ce e calibri sau ce este? Nu cred că este calibri, pare un Arial. Arial, nu? Da. Și scrie anunt. Da, scrie anunt. Asta aș vrea să-l citesc ca atare, cu precizarea că diacriticile sunt accidentale, adică din când în când apare câte ceva. Scrie așa. Anunt. Azi, 14 iunie 2021, compartimentul înmatriculări este închis. Ne cerem scuze pentru situația creată. Toate persoanele programate în data de 14.06.2021 sunt rugate să se prezinte în orice zi a săptămânii, începând din 16.06.2021, păstrând ora programării. Deci aș vrea să remarcați emoția inerentă și subtilă care a însoțit redactarea acestui anunț, pentru că oamenii au început fără diacritice și pe parcurs și scriau febril. Au mai pus și câte un N și câte un Ș, ceva de genul ăsta. Dar e clar că începutul, arheologic vorbind, așa, știi, de că dacă stai să recrezi momentul, a fost într-un moment de mare tensiune scris, începutul. Da. Practic era acolo un eveniment, se întâmpla ceva. Ia ziceți voi, de ce credeți că era închis ieri compartimentul în matriculări și permise din Timiș? Erau la... Pentru caz de mascați. Asta s-a întâmplat, deci ieri... Umflat. Ofițerii anticorupție de la la hamburgeri. Așa, la chiftene. Au ridicat pentru audieri, zice știrea, mai mulți angajați ai serviciului sub acuzații de luare de mită, ca de obicei, asta e completarea noastră, i-au ridicat cu ciurda 10 odată și domnule, asta aici e și bombonica întregii știri. Ofițerii anticorupție fac și mișto de ei când au început să ridice. A spus, am tot avut cazuri în ultima vreme. Când se pregătește o acțiune de genul ăsta, se verifică mai întâi dacă e spațiu de cazare liber. Da. Se uită pe aplicația de rezervări spații pușcărie. Băi, câte avem ceva, locuri libere, câte avem? Câte ți-ar trebui să trăiți, șeful? Păi, de la 10 camere în sus, că am 10-20 de clienți, vin mâine. Deci dau toată cabana. Da. Ia, rezervă microbuzele alea două. Bun, deci ofițerii anticorupție fac și mișto de ei când au început să ridice pe polițiștii ăștia de la rutieră, permise, matriculă, nu știu ce. Ieri, adică i-au poftit pe polițiștii șpăgari, pe domnii, de fapt, șpăgari, la un seminar despre importanța prevenirii faptelor de corupție. Păi, ce bun sunt! Ce bun cum sunt. Îi saltăm noi pe ăștia? Îi saltăm cu figuri? Deci cum se joacă fotbal când joacă o super națională cu România? Și se gândesc cum le dăm gol ăstora? Le dăm o bară gol, să vedem, șutăm la vinclu de data asta, facem schema 3 în careu? Cum le dăm gol? Să fie și spectacol așa pentru public. Deci i-au poftit la seminarul ăsta de importanța prevenirii faptelor de corupție și în timpul seminarului i-au anunțat că tocmai au devenit exemple la rubrica Așa nu. Și i-au săltat. Să ne imaginăm o clipă cum s-au dus acești 10 domni să participe la seminarul pentru prevenirea faptelor de corupție. S-au așezat și ei undeva și au zis iar trebuie să participăm. Da, să nu adorm 2-3 ore. Și la un moment dat au început să le curgă sudoare rece pe ceafă, pentru că și-au dat seama că sunt subiectele seminarului. Care a fost momentul acela în care au realizat că ei sunt de fapt subiect. Ei sunt exemplele ce vor fi date în cadrul seminarului despre prevenirea faptelor de corupție. Dar foarte bun cine a gândit tot spectacolul ăsta. Deci serios acum. Umor. Angajații compartimentului de matriculări, spun anchetatorii, au luat aproape 100 de mii de lei mită în 4 luni. Cei de la DG au documentat în această perioadă 384 de acte materiale de luare de mită. Deci au filmat tot. 10 carduri. Tot, da. Ce făceau domnii ăștia? Păi, diverse. Luau șpagă ca să matriculeze autovehicule fără programare. Sau să proceseze mai multe dosare la o singură programare. Deci, când vă duceți, prieteni, la matriculări și vă programează peste 2 luni că nu sunt locuri, să știți de ce nu sunt locuri. Poate nu sunt, că nu sunt locuri pentru cei care nu dau șpagă. Știți? Asta e. Adică dacă vrei să fii cinstit, atunci trebuie să-ți pierzi timp, să aștepți mult, să ai numai inconveniente dacă ești cinstit în relația cu astfel de instituții. Asta mă scoate din sărite. Adică oamenii care, încă o dată, care trebuie să aplice legea, regulamentele, că astea nu se fac în matriculările astea cum vrea mușchiul nu știu cărui angajat. Se fac în baza unor legi, unor regulamente aprobate și unor proceduri legale. Ăștia se consideră stăpân pe tarlaua lor.
în condițiile în care sunt plătiți acolo din banii noștri. Și dacă o sunt ei pe tarlaua lor, fac cum vor ei. Și pe șpagă și pe nu știu ce. Și ăștia merită pedepsiți exemplar. Bun, ce mai făceau? Mai făceau o ciupeală. Pentru că nu se pot abține, mă, asta e. Mai făceau o ciupeală. Nu dădeau restul. Costau 80, da, costau 80, 87 de lei taxă. Și cum e mai nasol, mă? Cum e mai nasol când te duci la unul la funcționar și îi plătești 87 de lei taxă, dădeai 100, nu dădeau restul. Deci te uiți la el și zice următorul. Bă, ce ciupeală infectă și împuțită, adică cum e posibil? Și zici, lăsați așa, pleci cu un gust amar și te gândești, bă... Dar poate le ziceam aia, n-am mărunt și... deloc, să știți. Da, n-am mărunt, ca la taxi. Știi? Bă, vă dau o gumă? E prima matriculare azi. Da, n-am mărunt deloc. Pește mic, pește bun, nu? Cum ar zice domnul Luca, bani de buzunar până la 200 de euro pe zi. Dar n-avea rest ca lumea. Da. Câți câștigați dintre voi, prieteni, 200 de euro pe zi, ca să stați la un ghișeu să puneți o ștampilă? N-am rest. Următorul. Hai cu ștampilele alea mai repede. Nu mai am tuș, boss. S-a terminat treaba. Eu mă întreb, numai bine desființăm toate structurile astea? Serios. Și toate structurile astea care sunt corupte până în mădă, facem, se întâmplă, adică în Georgia Europa. Da. S-a întâmplat, în urmă, cred, cu vreo 10 ani. Președintele Saakashvili a desființat poliția. Poliția georgiană era complet coruptă, probabil că era mult mai coruptă ca în România, dar toată lumea știa că dacă te oprește polițistul în Georgia, e cu șpagă. Uh-huh. Trebuie să dai șpagă, dacă te duci la ghișeu, șpagă, peste tot șpagă, toți erau corupți, toți lucrau, de fapt, ca pătar la o lor. Și atunci au desființat cu totul structura. Au desființat-o, i-au dat pe toți afară, s-a desființat și după aceea au făcut concurs, reangajări, numai persoane care nu fusese angajate înainte în sistem. Asta a fost condiția. Deci ai lucrat tot sistemul încă o dată. Poftim? E vorba de mulți oameni. Adică nu e vorba de 100 de oameni. Da, câți au fost? Și au reangajat. Au făcut training cu americanii, cu britanici, cu nu știu ce, au reînființat poliția pe alte criterii. În Grecia, în timpul crizei din 2008, 2007, 2008, 2009, nu mai știu exact în ce an, guvernul elen a desființat postul național de televiziune. Televiziunea, da. L-au desființat, pur și simplu, dar nu cu avans înainte, preavizul și nu. Dimineața când s-au dus, erau ușile încuiate. S-a desființat postul de televiziune. Pentru că corupție, pentru că manipulare, pentru că propagandă, pentru că, uite, da, na. Cred că au avut grijă înainte să nu fie Eurovision în perioada aia, da, și atât. Da, da. Adică dacă e corupție atât de adânc încastrată într-o instituție, la Academia de Poliție, de exemplu, conducerea, rectori, implicați în activități infracționale, toți acolo, plagiatori, hoți de teze de doctorat, dovediți, amenințând oamenii care arată adevărul. Și cum e posibil să mai funcționeze instituția aia? Ce învață acolo? Pe cine? Ce și cum mai învață? Cum se face? Da. Serios, adică ce rost are să încerci să cureți cu penseta dacă totul e putred până în mândru? De ce nu? Mai bine iei, sincer, mai bine iei drujba tată, dacă asta este problema. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.